Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii De Vorbă cu Iosub Robert. Astăzi avem alături pe domnul Țuburlui Mihai. Îmi place să spun, ocupația dumnealui de bază este să fie român. Corect. Printre alte ocupații și cea de bază. Buromân chiar. Cea de bază este... Că vedeți dumneavoastră toți, mai ales în ultimul timp, sau în preajma campaniilor electorale, să dau românii, defilează cu drapelul tricolor în spate, organizează pe stadionul național, știu eu, mari manifestări ca să impresionezi lumea. Da. De ce ne aflăm astăzi? Am avut inițial o discuție pe o rețea de socializare. Noi am abordat un subiect cu tema modului în care vede presa relația România-Rusia, în special România-Ucraina. Ați avut și dumneavoastră câteva opinii și mi s-au părut foarte interesante și cred că ar trebui dezbătute. Este foarte important de înțeles că noi aici dezbatem opinii. Noi nu suntem deținătorii adevărului absolut, dar e bine ca să ne exercităm dreptul de a avea o opinie. Opinia noastră era că undeva se înverșunează spiritele și din spre Rusia, spre România și din spre România, spre Rusia. Dar am să vă las pe dumneavoastră să comentați mai mult, pentru că am văzut o abordare foarte interesantă. Foarte interesantă. De ce? Pentru că dacă o luăm un pic cronologic cu ceea ce s-a întâmplat în România, în 1944 tancurile sovietice prin diviziile Tudor Vladimirescu și Horea Cloșca și Crișan invadau la propriu această țară cu ajutorul serviciului de spionaj al URSS-ului KGB. Așa se numea la vremea respectivă. Ei, s-a terminat războiul la 9 mai, că peste o lună de zile se vor împlini niște ani de la terminarea celui de-al doilea război mondial. Deci, cum spuneam, s-a terminat războiul la 9 mai 1945, deci după un an de la invadarea României de către trupele sovietice, și asta trebuie să rețină oamenii, că erau trupe sovietice. Așa, pe urmă, în 1958, aceste trupe sovietice militare erau conduse la gară cu flori și papa spre URSS. România era țara care scăpa de aceste trupe militare sovietice, deci în 1950... Dar nu și de influența sovietică. Nu și de influența sovietică, evident. Deci 1944 invazia, 1958 plecarea celor trupe. În acești 14 ani, din 1944 până în 1958, ușor, ușor, treptat, treptat, toate instituțiile statului au fost acaparate de acești sovietici, care tot la fel de ușor și-au schimbat numele, și-au luat nume românești. Și astăzi, dacă ne uităm în urmă la ce a fost atunci, trăim aceleași vremuri. Sunt aceiași oameni, au făcut copii. Îmi spuneți că a fost o nouă formare a poporului român, a fost între dați și romani, a fost între români și ruși. Nu ruși, deci încă o confuzie între români și sovietici. Este o diferență, pentru că am observat și eu această confuzie, știu, mai mult sau mai puțin voită, mai mult sau mai puțin intenționată, a jurnaliștilor din presa românească, confuzie care face trimitere la rușii care stau la gurile Dunării, ca așa spunea fostul președinte al României, tovarșul Traian Băsescu, că rușii pândesc la gurile Dunării, o mare minciună, o mare diversiune, de altfel. De ce a spus tovarășul Băsescu? Păi dacă a fost membru de Partid Comunist, cu carnet de membru de Partid Comunist, cum să-i spun? Păi chiar și el recunoștea la un moment dat că toți președinții, toți au fost comuniști. Chiar spunea, când o să mai aleagă românii un comunist? Păi vorbea ca să afle în treabă. Așa, cum vedeți această intruziune a serviciilor în
modul în care presa se exprimă, și presa românească și presa ucrainiană, și eu am văzut foarte multe tendințe de acest gen. O fi teribilismul presei, o fi vorba de fuga după rating, sau sunt și alte chestii în spate? Nu, sunt și alte chestii în spate. Evident că pe lângă toate acele chestii din spate, aflate în spate, nevăzute de noi, există și acel rating, există și acea fugă după senzațional, după subiecte, după cuvinte care sunt mai cu amprentă mai puternică în societatea românească, sunt mai pătrunzătoare, cum ar fi tancuri rusești, război, bombă, terorism. Păi, știți, am văzut în ultimele zile, acum ieri sau alaltă ieri la Russia Today, erau spus că președintele și premierul sunt prea proști. Președintele și premierul României. O zi înainte văzusem, o zi două înainte văzusem pe un mare portal de știri ucrainian o hartă în care explicau cum noi românii o să invadăm Ucraina pe aer, prin apă, pe explicau cei de la Russia Today sau... Nu. Un portal de știri ucrainian. Așa. Dădea niște exemple din presa rusească cum românii se pregătesc să invadeze Ucraina și noi n-avem nici să ne invadăm pe noi. Sigur că da. Evident că niște... În lumea asta, pe mapa mondi, există două grupări de băieți deștepți. Sau, cum vedem în toate filmele, băieții buni, băieții răi. Și băieții răi au zis că să declanșeze o criză economică și ca orice criză economică, dacă ne uităm în urmă la cea precedentă din 1929-1933, s-a finalizat ușor-ușor cu un război după 6 ani, 1939-1945, alți 6 ani de război militar, armat, mondial chiar, al doilea război mondial, care a ținut 6 ani. Și a relansat economia. Și a relansat economia. Ei, băieții ăștia răi au zis că așa pot relansa economia, ieșind din această pseudo-criză. Putem să spunem sigur că e vorba de băieții răi și nu e vorba de băieții buni care fac să pară că e vorba de băieții răi? Nu. Aici e vorba de băieții răi, pentru că războiul nu o să-l caute niciodată băieții buni. Războiul, teroarea, mizeria, foametea, sărăcia, îl caută și este apanajul băieților răi. Pentru ce este toată această bătălie? Pentru resursele unei țări, resursele subterane, doar pentru putere? Și haideți să ne referim, pentru că mi-a plăcut foarte mult cum ați spus problema, pe secțiunea presei. Ce nevoie are presa de întărătat oamenii? Cu ce mă încântă pe mine ca presă să-i fac pe români să urască rușii? Sau pe ruși să urască români? Pe sovietici? În primul rând, ce câștig? Aici trebuie privit pe mai multe segmente, dezvoltate aceste segmente. Unul dintre aceste segmente este cel al ortodoxiei, cel creștin. Păi culmea că și noi și ei suntem ortodoxi. Și noi și rușii suntem de aceeași... care este aproape de noi. Da, răsăritean, suntem de aceeași confesiune religioasă. Și ortodoxia e o zonă foarte puternică, de oameni foarte hotărâți, și apusul, vestul, urmărește ca aceste legături să fie mai slabe, mai proaste chiar. Ei, asta una la mână. Dacă privim din altă perspectivă economică, România astăzi este o țară care are schimburi comerciale cu Uniunea Europeană, slăbuțe ce-i drept, dar ele există, și automat că cei din Uniunea Europeană ne vor alături de ei pentru piața de desfacere a produselor lor, noi fiind, din păcate, doar o țară de consum. Și mai, într-adevăr, există și bătălia pe resurse, un alt segment. Bătălie câștigată deja de băieții din Est,
de foștii sovietici, care astăzi sunt oameni de afaceri, foști sovietici care în trecut au făcut parte din acea rețea KGB pe Europa de Est, pentru că România la rândul ei făcea parte dintr-o astfel de rețea. Și ceea ce multă lume nu știe e că în decembrie 1989 rețeaua KGB din Europa de Est, Polonia, Ungaria, Austria, jumătate de Germanie, Ucraina, Rusia și alte țări ex-sovietice. Deci România astăzi este capitala acelei rețele KGB. O capitală care în peste ocean, în partea cealaltă a lumii europene, în Statele Unite, mai este cunoscută și mica URSS. Am văzut că aveai inițiativa aia cu KGB Go Home. Sigur că da. Go Home, explici puțin. Go Home e un fel de a spune, pentru că acești KGB-și nu au o casă. Ei nu fac parte din Rusia, nu au stat, nu au o limbă, nu au nimic comun. E o umbrelă peste fostele țări sovietice și fostele țări aflate în... KGB ca la un serviciu oficial al unui stat sau ca la un serviciu paralel care... Este un serviciu paralel foarte influent, foarte puternic, care din păcate dirigează și celelalte servicii chiar românești. Pentru că uitați-vă cine au fost fondatorii serviciilor românești de după 89 și pe urmă... Ne uităm imediat după perioada interbelică, care au fost influențele. Aceeași influență este același scenariu tras la Indigo ca celui din 1944-1945. Așa s-a desfășurat și în decembrie 1989, începutul anilor 90, 1990. Cum vezi implicarea lor în presă? Păi astăzi cam 90% din mass media este condusă de acea hoardă de KGB-iști. 90%. Și la nivel local e același lucru. Exemple, toate televiziunile aflate... Îți dai seama, cei care se uită la noi nu știu toate aceste dedesubturi de care tu vorbești, nu știu ce înseamnă un samizdat, nu știu ce înseamnă o... Ei, acum eu nu pot să dezvolt prea mult pentru că... Haide, măcar fără să dăm nume, măcar așa să spunem, uite, un patron de televiziune sau un director de nu știu ce, fără să dăm nume, măcar să-și dea seama cei care se uită la noi de pericolul care ne paște. Televiziunile care dezvoltă și incită lumea la război sunt acele televiziuni controlate de foștii KGB-iști. Pentru că în decembrie 1989 România avea atunci o unitate anti-KGB. Și știm că... Avem și acum ceva pentru anti-servicii secrete externe. Probabil. Ei, în 1990, când premier era Petre Roman, a venit la el... Un domn. Și a spus domnului Petre Roman, avem în România 30.000 de KGB-iști. În decembrie 1989 era asta. Se spune că ei prin octombrie 90 ar fi părăsit România. Este o mare minciună, o altă diversiune. Din păcate, acești 30.000 de KGB-iști și agenți GRU, să nu uităm și pe cei din serviciile de informații ale armatei URSS, cu influență foarte mare în armata română, și dacă ne referim la fostul ministru al apărării naționale, numit de către Ion Iliescu, generalul militaru, dovedit agent GRU al sovieticilor de către Trotska, șeful diviziei anti-KGB, ucis în fața Ministerului Apărării Naționale
în decembrie 1989. Deci numai dacă am spus despre armata română că e toată penetrată de foști agenți GRU, care și astăzi, din păcate, se află la butoane și chiar conduc departamente importante. E foarte grav ceea ce spui, dar pe partea cealaltă, îmi amintesc că acum câteva luni de zile am publicat lista generalilor din România condamnați deja de instanțe, nu cei care sunt în anchetă, ci generali condamnați, și aveam 25 de generali condamnați de la Revoluție încoace, de instanțe de judecată, pentru corupție, pentru trădare, pentru multe alte chestii. 25, ceea ce spune foarte mult despre o țară. Să ai 25 de generali găsiți vinovați de instanțe, deci clar vinovați, terminat toate căile de recurs, și încă vreo 30 de generali în anchetă, mă gândesc dacă a mai rămas vreo unul. Ei, România și la acest capitol este țara cu cei mai mulți generali făcuți pe timp de pace. Și colonei. Și colonei. Colonei avem, apropo de, să facem o armată. Apropo de colonei, că mi-ați adus aminte de cuvântul ăsta, colonel. Vedeți dumneavoastră, acești agenți de influență sovietici pripășiți aici încă din 44 și evident evenimentele din decembrie 89, la rândul lor au făcut pui și mai mult decât atât au racolat rețele întregi de cetățeni români, din păcate, care astăzi sunt activi și eu îi numesc ciripitori ori turnători, care fac de servicii acestei țări. Câștigă ceva din treaba asta? Câștigă, sigur că dacă nu toarnă și nu ciripesc pe gratis. Toți sunt plătiți cu câteva sute de euro lunar fără să facă nimic. Oameni care au făcut facultăți, eu îi numesc analfabeți cu patalama. Și dacă se întâmplă acest lucru, n-ar trebui să știe de el și serviciile noastre? Eu sunt convins că aceste servicii cunosc aceste lucruri. Și dacă astăzi România se află ca în decembrie 89, în granițele ei naturale, e și meritul acestor servicii care au grijă, că asta le menire, asta de a-i plătim, asta le e meseria. Ei, cum spuneam, aceste rețele de civili, turnători, ciripitori, au deja 25 de ani de activitate pe acest pământ. Iar în timpul guvernării Boc, când era ministru apărării Gabriel Oprea, este și acum ministrul Ministerul, da, administrației și internelor. Ei, pe atunci era ministrul apărării Gabriel Oprea. Eu am impresia că era împărțitor de bilete pe care scria colonel. Pe care scria colonel și a făcut dintre cetățenii civili vreo 120 ceva de colonei. Oare de ce? Politic? Chiar am spus mai devreme de ce. Deci, a făcut colonii niște cetățeni civili care au făcut parte dintr-o rețea. De ce nu ar fi făcut? Să zicem că înțelegem. Eu nu înțeleg un lucru. De ce nu ar fi făcut colonel pe unul care, știu eu, veteran de război? A fost împușcat el în al doilea război mondial și sergent. De ce nu l-ar fi făcut pe colonel? Pentru că el, Gabriel Oprea, avea nevoie să le mulțumească acelor civili care au turnat pentru rețeaua KGB din România. Și dacă ne gândim la un Robert Turcescu, un om care nu și-a satisfăcut stagiul militar, dar a ajuns colonel, și toată lumea a întrebat din ce, unii spuneau că din serie I, unii spuneau că din armată, nu, domnule, el a fost acoperit al acestei rețele KGB. Ne gândim la Gheorghe Ștefan, fostul primar al urbei noastre. Îl avem și pe Culiță Tărâță. Și avem Culiță Tărâță, îl avem pe Gheorghe Fluturi de la Iași, colonel. Avem pe Laura Codruța Chioveși, făcută colonel. De cine? De ministrul Gabriel Oprea. Da, e pe aceeași listă? Da, e pe aceeași listă de colonei. Sărmâna, doamna, sărmâna. Da. Din păcate, astăzi România, dacă nu se dezvoltă, și evident, în ăștia 25 de ani a fost ținută pe loc,
din vina acestei umbrele KGB care a controlat, a dirijat și încă dirigează astăzi lucrurile din România. Deci, ca să înțelegem foarte clar, vorbești nu de un serviciu secret, ci de un, mai mult un spirit sovietic adunat în interesele unor șmecheri. Ceva de genul ăsta, o grupare de foști KGB-iști pe bune. Deci erau foști KGB-iști pe bune care au spus așa: domnule, ne facem noi mica URSS aici și ținem poporul ăsta în sclavie, pentru că este ciudat cum de o țară cu bogății enorme, România este una dintre cele mai bogate țări în resurse de gaz, petrol, aur și așa mai departe, neferoase, așa cum de această țară are cei mai sărași locuitori, pentru că toți banii ăștia se duc în conturile acestor băieți din fostul KGB. O mare parte și din fosta securitate. Nu știu cât de mare parte, dar se duc și înspre acești băieți din fosta securitate, nu prea mulți bani, pentru că nu se vede nimic în țara asta. Puțin ce-i drept, dar se duc și acolo, evident. Spuneai tu că vrei să discutăm despre un articol, găsisei tu o informație pe internet? Ei, da, în principiu am dezvoltat-o deja. Spuneam că pe timpul lui Ceaușescu a existat unitatea 0110 anti-KGB. Aha. Și spuneau acolo că ar fi existat în decembrie 89 acești 30.000 de KGB-iști. Și cum vezi tu rezolvarea problemei? Am înțeles, te-ai revoltat, ne revoltăm și noi, toată, multă lume este revoltată, vei pune un afiș, vom scrie și noi pe internet, facem o emisiune, dar ce ar trebui făcut? Cum vezi tu rezolvarea problemei? Avem o problemă, ok, ăsta este un efect, am lămurit și cauza. Cum umblăm la ea? Ce ar trebui făcut? Păi, vedeți și dumneavoastră că astăzi, după 25 de ani, s-a mai dat drumul presiunii, nemulțumirilor oamenilor. Prin acest DNA s-a mai slăbit un pic supapa. Și băieții ăștia ne păcălesc cu 2-3 arestări, că ei își reglează conturile acolo. Că în momentul în care intră un șef de rețea în... Cum e Cocoș ăsta? A intrat un șef de rețea în închisoare, imediat un alt băiat dintr-o altă rețea o să ia locul. Să nu credeți că dacă Cocoș a intrat e în... E la furnicar. Exact. Cineva trebuie să ocupe poziția. Cineva imediat a ocupat locul și evident că e din gașca acelor băieți care îl bagă la închisoare. Se dă senzația, impresia. Din păcate nu avem scăpare, vă spun din start. Suntem într-o capcană foarte bine meșteșugită, cu organe de presă care se ocupă doar de manipulări și diversiuni. Din păcate, poporul român este îndobitocit și, cum spunea Petre Țuțea, e cam idiot. A spus-o Petre Țuțea, n-am spus-o eu. Nu avem scăpare. Suntem sclavi, suntem câte generații? Prizonieri. Câte generații? Prindem noi în păi cursul vieții? Dacă, vreo schimbare? În cursul vieții nu o să prindem această schimbare, evident. Nu sunt pesimist, dar vreau să fiu corect și foarte realist. Din păcate, va mai dura, poate nepoții copiilor noștri. Dacă vii cu un rău, trebuie... un rău de 10 ani trebuie să dureze cel puțin 20 de ani să repare acest rău. Noi venim pe un rău de 40 de ani, deci 80 de ani, mulți ani de reparații. Atunci de ce mai lupți? Păi lupt ca să dau semnale. De aceea, eu, știți cum, eu am mers zilele astea și am curățat pomii din livadă. Și m-am înțepat de un spin. Eu, un om la 80 de kilograme, m-a durut vreo 2 zile degetul. Și eu ce sunt practic pentru această societate și acești KGB-iști care astăzi controlează România? Sunt acel spin. Pe ei deranjează când un om iese din rând
și nu e controlat, nu e manipulat. Atunci ar trebui să devenim un, din societatea, să devenim un cactus. Exact, societatea să fie un mare cactus pe care ei să nu aibă cum să-l anihileze. Da, e foarte bună observația. Ce să spun, noi o să urmărim în continuare demersul tău, se pliază exact pe ideea noastră, pentru că, repet, am văzut în presa din România foarte multe tendințe de a manipula românii în ideea că vin rușii să ne facă rău și, paradoxal, și în presa craniană, pro-rusă, sovietică, ca să fiu corect, în presa sovietică, am văzut aceeași tendințe. Vedeți că vin românii peste voi. Românii sunt răi. Românii cu americanii complotează. Nu e presa sovietică. Este presa rusă și ucrainiană. Presa românească, rusă și ucrainiană. Pentru că acești foști sovietici vor să ne încaiere și să declanșeze un al treilea război mondial. Pentru că asta urmăresc din start. Deci este presa din Rusia, care este o parte a ei controlată de KGB-iști, presa din Ucraina, care este o parte a ei controlată la rândul ei de KGB-iști. Am văzut că e jumătate. Așa, și la fel în România, din păcate, foarte, o majoritate a presei controlată de acești foști KGB-iști. Ei, acești băieți KGB-iști vor să ne încaiere și să ne bage într-un război. Ar face România față la un război? Ar dura mai mult de 5 minute un război cu România? Nu ar face față unui război, pentru că am fost prinși așa într-o capcană că nici n-am putut să ne aprovizionăm cu mijloacele necesare unui astfel de conflict. E dificil cu România. Vă mulțumesc foarte frumos pentru prezența la această emisiune. Sperăm ca cei care se uită la noi să și înțeleagă ceva și să avem cât mai mult spin. Pentru că e greu de intrat între ciulini acolo. Între mai mult spin e greu de intrat, așa e. Greu de intrat. Și o să urmărim în continuare activitatea dumneavoastră, pentru că ați fost unul dintre puținii care au avut curajul să spună ceva în fața unei prefecturi, să spună ce are pe suflet, bine, rău, nu contează. Este foarte bine ca românii să înțeleagă că trebuie să învățăm să vorbim. Avem, nu avem dreptate, măcar avem dreptul să vorbim. Și nimeni nu trebuie să ne ia acest drept. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu de asemenea!